Azi, 30-11-2017, vreau să fac și eu un anunț. Eu, Bogdan Iviorel, din România, muncesc slobozia județului Ialomița, omul iluminării, păcii, armoniei, echilibrului și adevărului. Vreau să spun că pe data de 21-11-2017 am fost contactat de un intermediar care are cont de Facebook, Anca Petre, care a spus că lucrează la bancă și mi-a zis că există un român în Elveția, plecat de 15 ani din muncii slobozia județului Ialomița, România, din 2002 plecat, care este patron în Elveția și care vrea să doneze suma de 150.000 de euro în contul meu de donații, ce se află la Checkbank Slobozia Ialomița, România. Și m-a întrebat dacă eu sunt de acord. Și eu am spus că sunt de acord și să-mi spună data când îmi intră banii. Mi s-a spus că data în care intră banii va fi data de 24. 24-11-2017. Numai că au trecut și sâmbătă și duminică și eu am lăsat ca să treacă 3 zile, cum mi s-a spus, și m-am prezentat pe data de 28 0 28-11-2017 la unitatea Checkbank Slobozia Ialomița, România, să întreb dacă mi-au intrat cei 150.000 de euro în cont. Vreau să spun că înainte cu o zi am sunat la Checkbank Slobozia și m-au ținut 15 minute în telefon și nu mi-a dat niciun răspuns. Și de aceea am fost nevoit pe 28-11-2017 să merg la Checkbank să întreb dacă mi-au intrat 150.000 de euro în contul de donații pentru casă și pentru statuia iluminării și echilibrului. Numai că funcționarea de la Ișeu mi-a dat extrasul de cont, de pe contul meu în care mi se depune salariul de la muncă, nu de pe contul de donații. Am mers acasă fără să observ acest lucru, dar am observat după amiază acest lucru, târziu am observat că extrasul de cont nu este cel de pe contul meu de donații. Pe data de 29-11 am mers din nou la Checkbank Slobozia Ialomița, România, să cer extrasul de cont de pe contul meu de donații, în care mi s-a depus 150.000 de euro de către un român ce locuiește în Elveția și are o societate comercială în Elveția, așa mi s-a spus. Numai că funcționarea de la Checkbank Slobozia Ialomița mi-a spus că contul meu de donații a fost închis. I-am spus, dați-mi și mie un extras de cont să văd dacă s-a făcut donații în acest timp. Mi-a zis, face odată ce s-a închis contul, nu mai putem să vă dăm nimica. Vreau să spun că pe contul meu de Facebook se află Gina Apostol, care aceeași sumă de 150.000 de euro i-a fost depusă în contul ei de donații, tot la Checkbank, Checkbank care se află în municipiul Brașov, și la Checkbank municipiul Brașov. Vreau să vă spun că Gina Apostol, până în momentul când cu tranzacția mea de 150.000 de euro, ea nu a avut cont de donații. I s-a cerut de o persoană anonimă, fără să-i se dea numele, precum că să-și facă cont de donații. Pentru că ea a zis că are probleme cu piciorul. Nu știu dacă are probleme cu piciorul, că nu vrea să comunice corect cu mine pe Messenger și nu știu dacă contul este fals sau este adevărat ca al meu. De aceea vreau ca să mi se facă dreptate. Cer serviciul de fraudare bancară din Elveția,
ce românului care să sesizeze acest serviciu, românului care și societății care mi-a donat acești bani, că n-aș vrea ca banii mei să ajungă la Gina Apostol. Acești bani au fost hotărâți de acționarii societății și acționarii societății din Elveția au hotărât ca acești bani să ajungă în posesia mea pentru a construi statuia iluminării, păcii, armoniei, echilibrului și adevărului cu chipul meu Bogdan Iviorel în muncit slobozia județului Ialomița, România. Pentru așa ceva, nu pentru piciorul lui Gina, că sunt atâți oameni fără picioare în România sau alte probleme de sănătate. Deci, trebuie să fie respectat pentru ce a fost donația acei bani. Aceasta este și cer serviciului de fraudare bancară din România, DNA-ului, DICOT-ului, Poliției Economice, ANAF-ului, să intervină și orice organ care are competență să intervină în acest caz de fraudare bancară și să mi se facă dreptate. Am pe contul meu de Facebook la prieten pe Gina Apostol, în care recunoaște că ea i s-a cerut de o persoană anonimă să creeze un cont de donații pe numele ei. Ea n-a avut cont de donații până în acel moment. Și ea a creat un cont de donații tot la CEC Bank. Deci, eu cred că s-a făcut o fraudare bancară, s-a transferat banii din contul meu în contul lui Gina. Dacă nu este adevărat, deci vreau ca adevărul să iasă la lumină.